La alegerile locale, peremiștii hurădoreni nu vor face alianțe politice cu niciun partid. Singura alianță va fi între partid și hunedorenii cărora le vor cere votul. Această declarație îi aparține președintelui PRM Hunedoara Costel Avram, care a susținut o conferință de presă la sediul din Deva. Acesta a declarat că, spre deosebire de celelalte partide, Partidul România Mare nu a dat nici nu va da plase cu cadouri în campania electorală care se apropie. Costel Avram a mai declarat că PRM va avea candidați pentru toate primăriile orașelor din Valea Jiului, pentru Hunedoara, Simeria și Deva. La Brat și la Hațeg nu vor avea candidat. Ba mai mult, la Hațeg îl vor susține pe actualul primar Nicolae Timiș. Următoarele alegeri locale care bat la ușă, rezultatul pe care ne-l dorim este dublarea numărului de consilieri și câțiva primari de comune și de orașe. Ăsta este targetul pe care Partidul România Mare, în strategia pe care o are, vrea să îl aibă în anul electoral 2012, la alegerile locale. Care ar fi procentul de... Între 10 și 15%, ca să ne putem îndeplini acest număr, dublarea consilierilor locali și județeni. La primăria Șoimuș va candida din partea PRM Mihai Irimie, care în urmă cu puțin timp și-a dat demisia din organizația PDL de acolo. Acesta a trecut la Partidul România Mare și, începând de ieri, este și președinte interimal al organizației PRM Șoimuș. Mihai Irimie a fost în 2008 candidatul PDL la funcția de primar al comunei Șoimuș. Acum, alături de acesta, a trecut la PRM toată organizația PDL Șoimuș, adică 188 de persoane.